Moartea întristează, îndolează sufletul, întunecă viața, înfricoșează, produce îngrijorare și uneori aduce izolare și însingurare. Nu putem fugi de moarte. Putem însă să ne pregătim sufletul, acceptăm prin credință jertfa Domnului Isus. Toți oamenii mor, însă pentru credincios, moartea este un câștig, o victorie. Mulți percep moartea drept un sfârșit tragic, neprevăzut, neașteptat, pentru copiii lui Dumnezeu moartea. Dimpotrivă, este un nou început, abia prin moarte începe adevărata viață. Noi nu murim, ci ne schimbăm casa, ne mutăm în cer, ne odihnim în Hristos, adormim. Dumnezeu să-l mângâie pe Scumpia, soțul Mădălinei și pe cei trei copilași, Narcis, Alesia, Anais. Relatează Ciprian Bârțan pe pagina de inimapentrutine.com. Distribuie și abonează-te pe canalul nostru de YouTube Focus Creștin.